Golgota toți am auzit, căci este punctul definit de unde se formează o cale ce schimbă legile morale și un intelect desăvârșit. Golgota, așa privit în schemă, rezolvă cea mai grea problemă. Aprobă un cod sever de legi, reglementează o extremă prin har, prin legea cea supremă, se șterge vina lumii întregi. Atunci când omul a căzut de natura de Belzebul, prin arborele tractiv la roade s-a întocmit acest statut, iar vremurile au trecut în funcție de perioade. Iar când a fost trimis din cer cu cel mai nobil caracter, Iisus Hristos, unicul Fiu al Dumnezeului cel viu, cum l-a prezis chiar și Caiafa, în besnă s-a făcut sedin. O spun prorocii cu suspin, cuvântul lor e da și amin, iar tu, Sfânt, și-a pus parafa, înlocuind vechiul Talmud cu noile orânduiri. Azi, de la nord și până la sud, se publică și se aud aceste reconstituiri, ce le-a gândit și rezultată cu omenire ruinată. Rețeta și antibiota se dau pe muntele Golgota. Acolo s-a evaluat salvarea noastră din păcat. Aici s-a reconstituit destinul nostru prăbușit, murind în locul tău și al meu, Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Prin El vom fi nemuritori. Veniți la dânsul cu credință. El merită recunoștință din partea noastră tuturor, să curgă lacrima și voi de ce a făcut El pentru noi. Mulțumim, da. Dar se uscară niște ramuri ce au fost tăiate din măslin. Credința a trecut la neamuri să fie numărul de plin. La cruci Dumnezeu și omul se întâlnesc și se împacă. Aici e aerodromul cu pasagerii care pleacă din nou spre casa părintească. Hristos vrea să ne mântuiască. Să fim din nou ca la început. Aici nu e Eva vinovată, nici șarpele acuza mereu. Oglinda crucea ne arată că-și de feriți la judecată erai și tu. Eram și eu. Dar glorie și osanale să fie adusă celui cine a ieșit la toți în cale. Și vina mea și a dumitale, El a luat-o asupra Lui și a trebuit ca El să moară, ca să ne scape de infern. Și viața aceasta care zboară și în țărână ne coboară, când va veni a doua oară să o prelungească în etern. O, n-avem buze, n-avem guri, n-avem cuvinte suficiente spre mulțumi în orice moment. Precum a prorocit Hagai, oprește-te un pic și stai. Cu viața noastră este un bai. Iar ca să nu dăm faliment, hai să ascultăm de testament. Și cu acest deziderat, dacă doriți cu adevărat a cerului împărăție, eu vă felicit prin poezie. Închei subiectul recitat și vă doresc anticipat mult har legat de veșnicie. Amin. 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 Amin.